Bun găsit, prieteni! Oamenii pe care aș vrea să-i cunoașteți astăzi spun despre ei, într-o carte, următoarele lucruri. Ne-am întâlnit mereu cu Hristos, în chipul smerit de copil părăsit, flămând și adesea murdar, alteori cu o mână uscată de ani, întinsă după o coajă de pâine sau o vorbă mai blândă. Și l-am întâlnit și sub chipul bolnavului, gemând îndoit. Am fost chemați să purtăm pe umerii slabi poveri care nu pot fi duse decât dacă urci pe un calvar, luând din amarul lăsat pentru noi să-l ducem cu Iisus pe cruce. Mereu este de plătit un preț, spun oamenii aceștia, dar premiul e prea mare ca să nu merite costul. Hristos ne-a fost dascăl, Biblia manual, fiecare zi ne-a fost examen și am vrut să învățăm, să creștem în a-L cunoaște. Când aceste lucruri se aplică la o perioadă de 25 de ani, chiar că vrei să-i cunoști pe oamenii ăștia și sper că vreți lucrul acesta pentru că vă invităm din acest motiv alături de președintele organizației clujene Ecce Homo și totodată autorul cărții din care am citat, carte lansată cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate Ecce Homo și intitulată Organizația creștină Ecce Homo, o altfel de poveste. Sunt doar 3 capitole, domnule Bălaș, în această carte, dar aproape 300 de pagini și 25 de ani îngrămădiți. Știu că ați scos mult din povestea, din istoria Ecce Homo, fiindcă n-a încăput în carte. Ați început pe când România avea o cu totul altă față, printr-o întâlnire care pare incredibil de întâmplătoare cu niște reprezentanți ai organizației Samaritan's Purse. Da. În 1 ianuarie? 1 ianuarie 90, da. Ce făceați pe stradă în 1 ianuarie? Mă duceam să-mi felicit un prieten de ziua lui. Și ați fost deturnat. Da. N-am mai ajuns la el. Nu, ați ajuns departe. Da. Haideți să vedem puțin, pentru că, sigur, tema discuției noastre nu e nici măcar această carte pe care ați lansat-o la un jubileu frumos, ci cei 25 de ani de Ecce Homo și ce înseamnă acești 25 de ani. Dar ați început în acea Românie care era foarte diferită de ceea ce avem astăzi. De aceea aș vrea să vă amintiți un pic unde v-a dus întâlnirea aceea cu Samaritan's Purse. M-a dus la chirurgia 1 mai întâi, pentru că prietenul meu pe care nu-l văzusem de 5 ani, care era pe lista neagră și avea interdicție să mai intre în România, conducea o echipă de medici din Statele Unite și Canada, care au venit să vadă ce e revoluție în România și despre ce victime se vorbește. Erau majoritatea medici, de aceea au vrut să vadă situația medicală. Au văzut răniții la chirurgia 1, unde am însoțit, dar au văzut situația spitalelor. Și asta a însemnat, de fapt, pentru ei motivul revenirilor. Nu știu sigur dacă au revenit ei, nici nu mai mi-aduc aminte să-i fi întâlnit pe aceia care au fost atunci, dar au lăsat urme pe care alții să calce. Ați fost martor ocular. Ce au văzut și ce ați văzut atunci? Păi au văzut în primul rând cei care erau pe paturile de spital din Cluj, de la chirurgia 1. Apoi au văzut ce înseamnă un dispensar din Feleac, care asista 9.000 de persoane, care aveau la cel 1 ianuarie o găleată cu apă înghețată și un dulăpior de la frumos de dispensar din sticlă, pe care era afișată lista baremului minim necesar în dispensar. Doar lista? Lista. Și necesarul? Necesarul urma. Era doar necesar. Da. Au văzut apoi spitalul din Turda și asta a fost o surpriză și pentru noi clujenii, pentru mine din Cluj, să aflu ce s-a întâmplat în Turda. Soldați împușcați, medici împușcați cu armă cu lunetă din munți, în sala de operație, ceea ce a obligat pe medici să-și mute sala de operație pe partea cealaltă, să transforme două saloane în sala de operație, ca să poată, să poată opera în liniște. Dar cine și de ce trăgea în ei? Ce se pare că era faptul că securitatea se regrupa în munți și împiedica orice putea vorbi despre
Succesul Revoluției. Succesul Revoluției sau despre, despre faptele lor. Pentru că au folosit arme, au folosit gloanțe speciale. Se opera atunci în Turda fără radiografii, pentru că n-aveau filme. Și se începea operația într-un punct și se termina în cu totul altul, pentru că au folosit gloanțe speciale care schimbau direcția odată intrat în corp. Deci a fost o imagine incredibilă. Dar asta a fost doar aspectul Revoluției, însă medicii au rămas șocați de instrumentarul pe care îl foloseau ei. Românii. Medicii români, da, foloseau. Da. Instrumentar pe care în America n-ar fi fost admis să fie folosit într-o operație. Ca de exemplu? Deschizătoarele de plagă. Deci la operații se face o incizie mai vastă și se deschide folosind un fel de furculițe ca să tragă de plagă să se poată lucra înăuntru. Furculița căror dinți erau ruginiți sau lipsă de atâta folosință în România, da. Ei au rămas uluiți de așa ceva. Introduce un instrument nichelat în care nichelul se decoja și care avea toate riscurile să rămână în organism. Și asta nu însemna că medicul îl omora de fapt pe pacient. În consecință, da, dar era un medic care încerca să salveze și care a salvat într-adevăr. Medicul de acolo a fost un geniu. A inventat instrumentar, a inventat aparatură. Era un mecanic și un medic formidabil și, ce să vă spun, a reușit să găsească undeva pe osărul din Cluj niște furculițe de argint pe care le sterilizase și le folosea mai, cu mult mai mare succes și mai multă siguranță decât instrumentarul cu care era dotat spitalul. Un aspect banal, dar pentru medici americani... Îngrozitor în același timp, dar pentru medici americani a fost fundamental ca să zic că aici trebuie să revenim și au revenit. A urmat apoi în primii doi ani, 90-91, nu am o statistică clară dacă au fost peste 10 sau peste 15 containere de 20 de tone de medicamente, aparatură medicală instrumentală. Deci a fost... Doar pentru județul Cluj? Nu, noi am început să distribuim în toată țara în funcție de necesar. Vă dau un alt exemplu. Al doilea transport mare pe care l-am primit a fost de la organizația, ăștia au fost de la Samaritan's Purse International. Celălalt transport despre care vorbesc acum, de la World Vision International. Am primit medicamente, tot pe acea listă de minim necesar, 7 camioane de medicamente, ele au sosit la București, de la București până la Cluj am oprit în fiecare comună, oraș și am descărcat. Și făceam o haltă undeva între două localități și mai încropeam niște cutii, pentru că medicamentele au venit în cantități mari. Și atunci noi le selectam să fie utile pentru un dispensar. Acolo unde opream la un spital, acolo deversam mult mai multe. Ce să vă spun, că noi în echipa asta care, de voluntari care lucram, am început să ne specializăm în medicație, pentru că medicii nu le cunoșteau. Ne-au trimis urgent o farmacopeie enormă, pe care o am aici undeva în bibliotecă, din care noi le traduceam și le spuneam ce conțin și pentru ce sunt bune medicamentele respective, pentru că nu, deci normal erați că nu le... intermediar între partea medicală americană și cea românească. Română, da, da, da. Și ați intrat, mă rog, din spitale în orfelinate, așa ați început. În orfelinate, da. În paralel. Care au fost un subiect fierbinte, alt subiect fierbinte al României din acei ani. Da, o altă... Un flash de atunci? Nu știu despre care să vă vorbesc. Sunt atât de multe, nu? Despre cel din Giurgiu, care era undeva ieșit din orice comunitate, într-un câmp, o clădire mare și dărăpânată și cu geamuri lipsă și cu... Și când ne-am apropiat, am auzit un vuiet. Și când am fost mai aproape, ne-am dat seama ce se striga din orfelinat. Sute de copii strigau, mama, mama, mama. Când am intrat și câțiva au reușit să împingă ușile, care și așa erau și alea vechi și nu se închideau bine, și să năvălească pe noi, a venit unul la mine, m-a prins de picioare peste genunchi și a zis, tu ești mama. Și m-am uitat cu un nod în gât la el și am zis, eu nu-s mamă, eu sunt tată. Și mi-a dat drumul picioarelor, pentru că el nu avea sensul. În mintea lui nu era încă locul de tată. Și un alt coleg, după ce a luat un copil în brațe și a mai venit unul și l-a luat și pe al doilea în brațe și al treilea, îl strângea de picioare urlând că vrea și el în brațe și apoi l-a mușcat în disperarea lui de picior, că atunci când am plecat din orfelinat îi curgea sângele în pantof. Frumoase începuturi. Da, era, dar ce,
ce era dincolo de aceste aspecte impresionante, ceea ce trăiau acești copii era incredibil, incredibil. O dezumanizare incredibilă. Să vă dau încă un alt exemplu, le-am dat, oriunde mergeam, duceam ceva, duceam dulciuri în special, biscuiți și dădeam la copii. Nu le dădeam pachet, le dădeam câțiva biscuiți. Și vă spun și de ce. Când vezi o scenă în care o angajată de acolo ține de mână copilul și îl înțeapă cu ac să scape bomboana, să o ia ea, să o ducă la copiii de acasă, spune foarte mult. Și de aceea, da, a doua investiție mare am făcut în domeniul orfelinatelor. Încerca să inventariem atunci în colaborare cu ministrul adjunct al sănătății, doctorul Radu Dob, care era un om deosebit, cu o inimă mare. Am început inventarierea orfelinatelor. Din Giurgiu până în Siret și din Năvodar până în Arad, am bătut toată țara încercând să vedem ce anume să dăm. Vă spun un alt exemplu. Directorul de la Focșani mi-a spus, mie îmi trebuie un singur lucru. Dacă îmi dați tot la 2 luni 300 de kilograme de lapte praf, mi-ați dat aur. Bun, altceva? Nu, lapte praf. Dar altceva, nu vreți să vă aducem? Lapte praf. Bun, și am dus lapte praf. Și odată când am mers la el cu laptele praf, avea un ochi vânăt. Și l-am întrebat, așa, așa violenți-s copiii? Și a zis, nu copiii, angajații. Cum adică? Păi zice, eu îmi petrec mai mult viața aici, în orfelinat. Și într-o seară văd o mișcare la gard. Păi unul din angajații era din coace, arunca saci cu lucruri dincolo și celălalt îi lua de acolo și se duceau și îi vindeau. Și eu trăgeam de sac din coace și el dincolo și... Eu n-am vrut să dau drumul la sac, el a dat drumul la sac și mi-a dat și un pumn în adaos la asta. L-am dat afară și a doua zi am fost chemat și mi s-a spus, dacă nu se reangajează persoana, atunci vor fi două desfacerea contractului. Și nu m-ar fi interesat că îmi desface contractul de muncă, dar m-am gândit la copii, așa că l-am primit înapoi pe om. Ca să poată supraveghea totuși situația cât de cât. Deci aspecte foarte ciudate și dureroase și absurde din România acelor ani, când presupun că nu vă mai ajungea timpul decât pentru orfelinate și copiii de acolo și personalul de acolo și problemele. Și ce mai venea, pentru că încet, încet am început să adunăm, mai ales organizațiile creștine. Am zis, trebuie să aibă o motivație comună. Sigur. Și să vină împreună și să lucrăm organizat. Pentru că ajutoarele se aduceau la București, Timișoara, Oradea și Cluj. Cam astea erau orașele vizate. Veneau camioane și descărcau haine, alimente, descărcau la sala sporturilor în Cluj și de acolo începea Vacarmo. Se furau, se alterau, grămadă, vărsate acolo, haine și alimente și era un haos incredibil. Dar când ați zis, haide să fie Ece Homo, haide să fie o organizație care să lucreze sistematic? E ciudat, cu cap și pe termen lung. Aș fi vrut să nu mă întrebați asta. Am ajuns la o tensiune destul de nepotrivită, să nu folosesc alt termen, între organizațiile creștine. Cine e cel mai mare? Cine conduce, cine dă dispoziții și cine se subordonează? Și atunci am zis, stați un pic, haide să nu ne mai certăm. Dar dacă noi facem organizație creștină indigenă, română, lucrați în parteneriere cu o organizație locală. S-a părut soluția cea mai bună. Atunci nu se mai punea în discuție, auzi că ăla lucrează sub ăla. Și atunci ajungea tensiunea asta din vest putea dispare. Ei nu trebuiau să spună unii despre alții, puteau spune simplu numai despre noi. Și așa au aderat la această colaborare. Interesantă motivație de a porni organizația. Noi, ca să rezolve niște tensiuni între organizații. Posibili sponsori. Da. Și atunci toți pierdeam. Și ei pierdeau și noi pierdeam și la urma urmei pierdeau cei care ar fi trebuit să se bucure de rodul acestei colaborări, nu neapărat organizațiile. Și astăzi Ece Homo, după 25 de ani, când s-a schimbat și România la față, în ce direcții lucrează? Acum nu sunteți cu orfelinatele, deși există case pentru copii, case de tip familial? Știți, nu suntem cu orfelinatele. Hai să zic că n-am fost cu orfelinatele, am fost cu copiii. Deci suntem și astăzi cu copiii. Bun. Pentru că în 92 deja, când am văzut că orfelinatele sunt un mamut atât de gigantic, în care dacă nu se schimbă radical ceva, nu se va schimba nimic. Pentru că degeaba picurai
câteva lucruri, câteva, am schimbat la un orfelinat mașinile de spălat, care era o tragedie, am schimbat la altul sova de gătit, am schimbat la altul, nu știu mai ce, paturi și saltele. Dar și tot nu se schimba nu fața locului. Nu se schimbau lucrurile. Sau la leagănul de copii din Cluj, când am zis bun, erau, orfelinatele erau niște unități care înghițeau bani, pentru că erau, în toate domeniile, erau o risipă și o harababură incredibilă. Orfelinatul din Cluj avea 150 de, leagănul de copii, 150 de copii și 130 de angajați la acea dată. Și consumau, cheltuia la pe copil. Era incredibil comparativ cu costul unui copil în familie. Și atunci am mers pe următoarea idee. Ce ați zice de o bombă în orfelinatul ăsta? Cum adică bombă? Să reducem cheltuielile cu două treimi. Deci să rămână la o treime. Cum? Nu se poate așa ceva. Fiecare angajat ia un copil acasă și primește salar. Ce ziceți dacă promovăm un astfel de proiect la minister? Păi nu se poate așa ceva. Ba se poate. Se poate așa ceva. După mulți ani s-a ajuns la plasament. Era vorba de plasament, de fapt. Care, de fapt, se aplică exact în același stil. Deci ați pus o bombă. Am pus o bombă. Bun. Care mi-a închis mie ușa, deci n-am mai putut intra în leagănul de copii. Da, însă între timp lucrurile s-au schimbat și chiar funcționează în felul acesta. Știți cum am încercat noi să le schimbăm atunci? În 92 am mers la minister cu un proiect și am zis luăm 45 de copii din leagănul de copii și ne ocupăm de ceilalți, să le identificăm familiile și cel puțin încă o altă treime se va întoarce în familie, pentru că locul unui copil este în familia lui naturală, este locul ideal. Nu vorbesc de excepțiile în care copilul este în pericol. Am avut și copil de 3 ani de zile cu fisuri craniene, pentru că a venit tata beat acasă și l-a luat de picioare și l-a dat cu capul de pereți. Dar astea sunt anomalii, dar sunt... Bun, am mers pe ideea de case familiale. Casă familială cu 10, 12, maxim 15 copii, cu părinți, soț-soție ca și părinți și încă una, două ajutoare, care să fie plasate în mijlocul societății, în mijlocul comunității, că este vorba de sat, că este vorba de oraș, copii de vârste diferite, fete și băieți, pe o structură similară cu o familie. O familie cu 10 copii în România nu era chiar neobișnuită. Mai ales copiii ar fi mers câte 1-2 într-o clasă, nu 5 într-o clasă, ca să facă deja partida care dă tonul, să fure din grădini, să se bată cu copiii vecinilor, să introducem, de fapt, în societatea în care vrem să-i vedem ca și adulți. Și cum a mers proiectul ăsta? N-am mers de la început pe ideea de sate pentru copii. Este altă pepinieră care nu prea se întâlnește cu realitatea. Am pornit la un moment dat, a fost agreat proiectul, ni s-au alocat 3 case, una de la Ministerul Sănătății, un dispensar dezafectat, de la învățământ, o grădiniță care nu mai avea copii și de la primărie, o baie comunală, îi ziceam noi pe vremea aceea. Cele mai minunate condiții. Nu, erau condiții mizere și noi am început să lucrăm la proiectele de reconstrucție, de reparare. Dar când am ajuns la punctul în care am zis, bun, vrem contracte pe 10 ani cel puțin, ca să începem investiția, să știm că 10 ani, păi ei au crezut că noi doar investim și apoi ei ni le iau înapoi. Și le-am pierdut pe toate 3. Nu putem rămâne foarte mult doar la copii, pentru că aici omul înseamnă mult mai mult decât copii. Care sunt ariile în care ajută Ecohomo astăzi? Copiii, clar, în case de tip familial, ați spus, sau am construit noi, da, case de tip familial, centre pentru copiii străzii, de asemenea, am pornit, care era o mică diferență și doar precizarea asta o mai fac la capitolul copii. Casele familiale, i-am primit copiii de la un an, chiar am avut de la un an copil și i-am ținut până când au ajuns unii în absolvenți de facultate sau au plecat căsătoriți de aici. Deci, până și-au găsit un drum în viață. Centrele sociale aveau un pic, diferența era, copilului căutam o soluție de lung termen. Era un fel de centru de urgență, am avut în Cluj și unul în București, lângă Gara de Nord, care a funcționat minunat 3 ani de zile, după care am fost nevoiți de altă conjunctură să-l donăm altei organizații. Deci, cu copiii în felul acesta. Apoi, familiile. Deci în decembrie 91 a fost momentul cheie în care ne-am dat seama că sărăcia s-a mutat din orfelinate în casele oamenilor. Deci la finalul anului 91, mult mai rău, da.
Deja economia românească era la pământ și deja oamenii fără loc de muncă erau cu duiumul și a început al doilea val de copii abandonați. În multe orfelinate găseai copiii dimineața legați de mâini de gard, de părinți în timpul nopții, că știau că vor fi primiți în orfelinat, pentru că măcar acolo vor primi de mâncare. Ei nu mai aveau ce pune pe masă. Deci așa, la așa sărăcie s-a ajuns, așa că am început să ne mutăm cu asistența, să intensificăm mult mai mult activitatea pe direcția sprijinirii familiilor. Și asta nici nu v-ați oprit la familii? Că nu ne-am mai oprit sunt la familii, sociale. Dar proiectul de familie este cel mai vast pe care îl desfășurăm și acum. Am ajuns să lucrăm în 15 orașe mari din țară cu acest proiect, în care luăm o familie din situația în care este, îi descălcim povestea și începem asistența pe domeniul economic, social și moral. Și apoi ne-am extins la bătrâni. Așa. Când am aflat că în Cluj sunt, dar nu sunt sigur, deci informația asta n-am reușit să o certificăm. În Cluj erau județul sau Cluj orașul? 6100 de pensionari cu pensie sub 300 de lei, acum câțiva ani? 5 ani, 7 ani în urmă. Și asta v-a pus pe treabă. Și asta ne-a pus pe o altă pistă, pentru că și astăzi, azi am găsit cu prietenii noștri care au fost să viziteze o familie astăzi, o familie fără niciun venit. Doamna are 59 de ani, soțul are 61 de ani, el este bolnav la pat și n-au niciun venit. Ea speră să apuce la anul 60 de ani, că atunci se poate pensiona și va primi pensie. Dar la ora actuală n-au niciun venit. Am găsit pensionar cu 35 de lei. Acum, în zilele noastre. Într-o garsonieră în care nu este nici electricitate, nici căldură, nici apă, pentru că nu își poate permite. Având în vedere nevoile astea uriașe, abisale, cine vă ajută să ajutați? Care sunt partenerii? Ați avut mulți mai longevivi, mai vremelnici? Am avut și oameni care au venit odată și au lăsat ceva sau au dat ceva și le-am fost și le suntem mulțumitori, pentru că nimic din ceea ce se dă nu se risipește și este o binecuvântare și un ajutor pentru cineva. Dar am avut colaboratori de nădejde, de mare nădejde. Altfel nu s-ar fi putut, nu? Nu, nici vorbă. Deci chiar o spuneam, afirmăm zile acestea de jubileu. Noi am avut vise și planuri, dar fără susținerea lor rămâneau vise și planuri. Mulți parteneri solizi, longevivi, aveți? Nu știu cum să-i cataloguez, mulți, puțini. Aș vorbi de cei care au stat alături de noi cu credincioșie ani și ani de zile. În sensul de aș putea vorbi multe. Clar, nu, dar, nu avem mult timp. Dar da, au fost, îl pomenisem Samaritan Spurs ne-a stat alături până în 2012, până în 2013, cu programul, faimosul program de Crăciun, Operation Christmas Child, cu cadourile de Crăciun, cu asistență la copii, cu construcția primei case familiale pe care am făcut-o, cu proiectul de asistență de ajutor a familiilor sărace. O să vadă oamenii și în carte, să se mai uite și în cartea da. Pe care ați lansat-o, Ecce Homo, o altfel de poveste. Alt partener de nădejde care ar merita? Au venit niște prieteni, o familie din insula Jersey, din Marea Britanie, și au participat la un program de Crăciun pentru că contribuiau și ei cu cadourile lor de Crăciun. Și ne-au întrebat, dar altceva ce faceți în restul anului, că Crăciunul e numai o dată. Și am zis, mai stați două zile cu noi să vedeți ce facem. Au stat și au rămas. Au deschis organizația de prietenii lui Ecce Homo, Friends of Ecce Homo Trust, în Jersey, și de atunci, an de an, cu eforturi incredibile, cu o perseverență fantastică, adună, socotesc, ridică fonduri și se alătură de noi formidabil. Reiese că totuși cu sprijin din afara țării se duce lucrarea în asta. În cea mai mare parte. Aveți speranțe ca vreodată românii să pună umărul suficient încât să se poată face prin români ce faceți astăzi? E o durere. Știți ce? Despre ce vreau să vorbesc. E o durere a mersul, din punctul nostru de vedere, a unei organizații de caritate care lucrează de 25 de ani, mersul bisericii din România. Și când spun biserică, mă refer la acea
totalitate de creștini care cel puțin îndrăznesc să zică da, cred în Dumnezeu. A, deci când ziceți români, vă gândiți în primul și în primul rând la credincioșii creștini români. Da, și vă spun de ce. Pentru că e ce homo, sigur. Da, nu suntem noi extremiști în situația asta, în sensul de noi avem de a face numai cu ăștia. Dar eu cum să-i spun, e o gelozie pe care o nutrim. Să vedem oameni care zic că îl cunosc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu și uită că Mântuitorul spusese, prima poruncă din Biblie este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și a doua, asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păi iubește-l pe ăla care are nevoie, nu pe ăla care nu are nevoie. La asta se referea Hristos. Pentru că ultima pildă relatată de Matei spune, veniți binecuvântații tatălui meu căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncare. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost dezbrăcat și m-ați îmbrăcat. Și ei întreabă, când, Doamne, te-am văzut noi flământ și ți-am dat să mănânci? Și le răspunde Hristos, ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, celor mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Asta spuneți și în carte, ne-am întâlnit mereu cu Hristos și ipostazele în care l-ați întâlnit sunt cam astea. Da, și vin de la el. Credeți că poate biserica românească, fie ea ortodoxă, catolică, de orice denominație creștină, nu e capabilă, nu poate să dea? Că e săracă. Aici este un lucru. Deci noi suntem bolnavi, ochiul nostru este bolnav uitându-ne la ce avem. Pentru că avem atât de multe lucruri care nici măcar nu ne folosesc, dar ținem la ele. Dar despre ce vreau să vorbesc? Cât timp un om crede că este sărac, este sărac. Este sărac. Biserica a fost așezată de Dumnezeu la mijlocul drumului dintre sărăcie și bogăție. Biserica este chemată să administreze. Petru și Pavel aici, amândoi vorbesc despre acest concept. Noi suntem ispravnici, suntem administratorii bunurilor lui Dumnezeu, a harului felurit și a tainelor lui Dumnezeu. Noi le administrăm. Noi suntem săraci pentru că nu cerem și dacă cerem, nu administrăm. Deci, asta este promisiunea lui Hristos. Dacă în privința cereți, ajutorului material, în privința că așa, ajutorului, poate spiritual... Dacă este vorba, dacă Domnul Iisus pune egalitate între a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele tău, aceasta este o singură poruncă de fapt, dar sunt două aspecte. Pentru că Apostolul Ioan, în epistola 1 a lui Ioan, zice, cum poți zice tu că iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi, când îl urăști pe fratele tău pe care îl vezi? Deci dacă iubești pe Dumnezeu, vei iubi și pe omul de lângă tine. Numai că întrebarea mea era dacă poate îl iubim și nu avem resursele materiale să îi arătăm și în mod material. Dacă noi le-am spune asta străinilor care ne vizitează, când ei umblă prin oraș, că nu avem resurse materiale, nu ne cred. Și nu e adevărat. Deci, nu asta e. Mai ales, mai este încă un aspect extraordinar. Matematica lui Dumnezeu este diferită de matematica noastră. La noi 1 și 1 fac 2, la Dumnezeu nu. Hristos arată la un moment dat cu degetul spre o femeie văduvă, bătrână, care punea două monede în visteria templului la Ierusalim. Și a zis, vedeți femeia asta? A dat mai mult decât toți ceilalți la un loc. Deci toată problema, toată cheia aici este nu cât ai, cum dai. Nici măcar cât dai, ci cum dai, cu ce inimă dai. Cu ce inimă? Asta este, de fapt, încercarea noastră cea mai mare. Cu ce inimă ne apropiem de un om care are nevoie? Vedem omul care are nevoie de noi? Sau preferăm să nu-l vedem? Și problema care se pune în discuție, noi zicem, bun, și toate bisericile lucrează cu ideea zeciuielii. Noi zicem, am dat partea lui Dumnezeu, numai fac ce vreau cu banii mei. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Noi suntem răspunzători, pentru că să fim onești, ce avem să nu fi primit? Lucrurile cele mai importante din viața unui om sunt primite, nu sunt făcute de el. Sănătatea, fericirea, inteligența, familia în care te naști, locul în care te naști, dacă ești bolnav sau ești sănătos, astea le căpătăm și sunt valorile noastre fundamentale, cele mai mari. Și atunci noi zicem, nu avem. Nu avem pentru că nu știm administra. Deci asta este un lucru care se învață. Nu zice nimeni, dă-ne 1 milion că știm noi ce să facem cu el. Nu. Dă ceva.
Dacă dai o bucată de pâine. Noi am ajuns la un moment dat la cerșetorii de care vin și îți bat în geam la stopuri. Nu le dăm un pachet de bomboane, nu le dăm un pachet de biscuiți, pentru că este o întreagă rețea de trafic. Noi le rupem pachetul și le dăm 5 biscuiți în mână. Mănâncă. Pentru că așteaptă cineva pe trotuar să ia. Și atunci le dăm. Nu le dăm mult. La un copil nu-i poți să-i dai o pâine întreagă, pentru că mănâncă o felie, se satură și aruncă restul. Dă-i unui om cât îi trebuie și învață-l sau sprijină-l, ajută-l să iasă din situația în care este și i-ai dat suficient ce avea nevoie. Pentru că nu mai avem mult timp, care credeți că a fost lucrul care v-a ajutat și să acționați în mod eficient în vremurile acelea tulburi de început și să acționați eficient astăzi când pare că problema este de mentalitate și de inimă, cum ați spus, în privința dărniciei? Cum ați reușit să aveți 25 de ani în care n-ați stat degeaba deloc? Mă gândeam acum ce să vă răspund, sincer vă spun. Nu știu. Nu știu cum. Dar am văzut un lucru. Pentru că la un moment dat, între una din piedicele cele mai mari cu care ne-am întâlnit, a fost un blocaj financiar de 4 ani de zile. Și 4 ani de zile n-am putut folosi bani. Și atunci eram, când a început povestea în 94, eram 28 de angajați care am intrat automat în șomaj, pentru că ne-au fost confiscați toți banii din bancă, fiind controlați ca și sece homo. Deci asta a fost șmecheria folosită de inspectorii de la finanțe. Da, era societate comercială. Societate comercială. Păi noi n-am declarat că în 31 ianuarie, în 31 decembrie ne-au rămas bani în bancă, care era profit și care trebuia să plătim impozit și să și așa mai departe. Și noi eram cu construcția primei case familiale și aveam bani în decembrie pentru că ne-a prins iarna și trebuia să continuăm construcția. Și cum ați mai departe. Trecut? Și am lucrat în șomaj. Și n-am lucrat 8 ore, cum ne-a întrebat ceva, și ați lucrat 8 ore? Nu, că uneori am lucrat 12 și 14 ore. Și din 28 de oameni de angajați de atunci, 26 au mers mai departe, prin șomaj și prin lipsuri și prin situații destul de dificile, și am continuat activitatea și am mers mai departe. Și proiectele au mers, au continuat și am găsit metode și soluții să trecem prin toate astea. Deci, noi ne-am uitat la câteva aspecte importante. La acel punct când ne-am dus să scoatem banii de salarii și ne-au spus cei de la Banca Dacia Feris, nu mai aveți niciun ban în bancă. Cum adică nu avem bani în bancă? Păi au fost luați toți. Cum să fie luați când erau banii noștri? O procedură ilegală. Bun, n-am mai avut bani. Deci de aici am pornit. Și atunci noi am stat împreună, la cine ne-am întors înapoi? La rugăciune și la scriptură. Și am zis, ce să facem, Doamne, în situația asta? Și unul din colegi a zis, noi mai avem încă 2 containere și jumătate de bunuri pe care trebuie să le distribuim. Deci asta e treaba noastră. Noi încă avem treaba de făcut. Noi ne facem partea noastră și să vedem cum își va face Dumnezeu partea lui. Vă spun că atunci eram cu birourile în primărie și aveam o ușă cu o fantă pentru corespondență. Ne aruncau pe prag corespondența. Nu odată. Am găsit bani pe prag. Dar câți bani am găsit? Nu să ne ajungă pentru un an de zile, ci pentru nevoile care urmau. Cum a răspuns Dumnezeu? Suntem în activitate și acum. Și dacă vă spun că bugetul nostru de ansamblu, care înseamnă și bunuri, nu numai bani, în toți anii, cel mai mic buget anual am avut 500.000 de euro și am ajuns, cel mai mare l-am avut 3 milioane și jumătate de euro. De unde au venit banii? Nu era normal. Nici o organizație nu s-a angajat să zică vă dăm atâta, un jumătate de milion pe an. Nici vorbă. Pentru că unii au zis nu se poate. Suntem în activitate prin harul și bunătatea lui Dumnezeu. Închidem deocamdată cartea și vă întreb, dacă puteți să spuneți într-o propoziție, vă întreb ceea ce apare în finalul cărții. Quo vadis, ecce homo? Deci noi încă suntem aici și am trecut prin situații și prin evenimente și nu numai noi cei din ECE Homo, și colaboratori din străinătate, prin situații care nu păreau de ieșire. Dumnezeu ne-a scos la liman. Ce se va întâmpla mai departe? Eu îndrăznesc să spun, așa cum am mai afirmat-o de multe ori, din el, prin el și pentru el. Dumnezeu va purta de grijă. Noi suntem la dispoziția lui să facem ceea ce putem face cu ceea ce ne dă. Pentru că viziunea noastră este să folosim resursele lui Dumnezeu în așa fel încât cei pe care îi ajutăm să, poate că unii dintre ei vor ajunge să facă la rândul lor ceea ce au primit. Și atunci visul nostru merge mai departe.